Bilete la pariuri pentru azi, 2 iulie, dragi prieteni, am adunat cele mai bune bilete de prin grupurile de pariuri sportive de la cei mai buni pariori. Așadar, aveți bilete la Superbet, Totalbet, Bet365, Winner și alte case de pariuri sportive. 19 bilete în total, nu vă rețin mult, vă arăt scurt codurile, bilet de la Nazar cu 229, Biletul zilei între timp a început, deja este primul bilet care l-ați văzut în imagine, a început primul meci a fost postat pe comunitate înainte, dar și pe pagina ale Facebook. Continuăm cu un alt bilet de la Adrian Nazar cu cotă 265, seria o aveți aici, plasat la Superbet. Matez cu 241 cotă, seria biletului în fața ochilor, dacă iau prea repede puteți pune stop. Și a, vedeți mai ușor codurile, un alt bilet tot de la Mateescu cot 189. Continuăm cu două bilete la TotalBet de la Rădoi Marian, omul șansă, din nou în mare formă. Aveți aici seria biletului la TotalBet, dar îl puteți și scana. Primul dintre acestea, biletul numărul 2 de la Marian, Arată în felul acesta. Nu uitați de biletul cotă 40 de la strategia 42 de pași. Strategie care a fost câștigătoare 10 sezoane la rând. Am ajuns acolo la pasul 18. Aveți tot pe canal. Dacă căutați un clip două în spate, veți găsi seria biletului de la Ciprian Valentin. Primul bilet. Așa arată biletul său. Miza va aparține. Al doilea bilet tot de la el. Dau cu zoom să vedeți un pic pronosticurile. Miza va aparține pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Seria biletului am dat cu zoom. Puteți face și voi treaba asta să dați cu zoom. Se poate face treaba asta pe YouTube. Gheorghe Mihai, bilet cotă 106, super Al bilet cotă 127, tot la Gheorghe Mihai. Și bineînțeles, al treilea bilet de la Mihai Cotă, 355, tot la Superbet. Continuăm cu o selecție de meciuri, creat un bilet cu 20 de lire la agenția B365. Cei din Anglia sau alte țări știu cu siguranță despre această casă de pariuri. Este biletul lui Cosmin Paraschivan, eventual câștig 46.000 de lire. De ce mai departe, Gelbere vine și el cu patru bilete la agenția Winner. Dau cu zoom să vedeți fiecare bilet în parte, puteți să vă inspirați de la acest parior, nu vă lasă codul, pentru că știți cu toții că se fură biletele prin acel cod. Mai multe detalii găsiți despre furturile acestea și pe canalul nostru de YouTube. Aflați acolo cum s-a furat biletul meu și cum l-am recuperat, bineînțeles, și ce, ce riscă cel care mi-a furat câștigul de pe bilet. Al treilea bilet la mâine de la Gelbere și al patrulea bilet, cine vrea să-l cunoască pe Gelbere mai ușor, o poate face intrând în secțiunea podcasturi. Am un podcast acolo și cu el și vedeți cum și de ce câștigă atât de des. Ultimul bilet vine de la Ciprian Valentin. Arată în felul acesta. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Abonați-vă la canal și nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permite să suportați pierderea.